scot plântuța din ghiveci și având în vedere că ea deja a intrat în vegetație, uitați-vă și voi cât de frumos sunt aliniate toate plântuțele pe rând. Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vreau să vă arăt cum fac eu plantarea afinilor la mine în grădină, în aceste ghivece de plastic îngropate în pământ, iar dacă veți avea răbdare și veți urmări acest clip până la final, vă voi arăta toate etapele plantării, de unde am materialul săditor, ce soiuri cultiv la mine în grădină și care sunt toate materialele necesare pentru plantarea afinilor de cultură. Așa cum puteți vedea și voi, eu am apucat să plantez un rând de afin, 15 plante, în această zonă a grădinii și vreau să continui exact în acest perimetru să mai fac încă un rând. Mai am încă 15 plante, mai am încă 15 coșuri și așa cum v-am arătat într-un clip anterior, am mai cumpărat încă 10 saci de turbă din aceasta roșie, acidă, pentru cultura afinilor. Și vreau să mă apuc acum de treabă, chiar dacă plouă, este extrem de urâtă vremea, în ultimele 3 săptămâni plouă în fiecare zi la noi, însă trebuie să mă apuc, trebuie să continui, pentru că altfel mă prinde toamna cu plantarea afinilor. Hai să ne apucăm de treabă! Prima etapă din tot acest proces complicat cu plantarea afinilor este găurirea ghivecelor, vedeți? În partea de jos am dat aproximativ 25 de găuri cu bormașina. O să vă las aici câteva imagini să vedeți cum le-am găurit. Iar motivația este simplă. Eu voi îngropa aceste ghivece în pământ, iar ele au nevoie de găuri pentru drenarea apei. A doua etapă este trasarea rândului cu exactitate, astfel încât distanța dintre cele două rânduri să fie egală. Și vedeți? Eu am tras o sfoară dintr-un capăt până în celălalt și am trasat aici găuri de ghidaj pentru fiecare loc unde voi introduce ghivecele. Aceste ghivece au 42 de litri și au undeva la 35 de centimetri adâncime și va trebui să fac o gaură, câte o gaură pentru fiecare ghiveci. Ideal ar fi fost să fac un șanț de la cap la cap, să-mi fie mai ușor, însă cred eu că voi alege varianta în care voi face găuri individuale. La fel, vedeți, distanța dintre găuri am lăsat-o de fix 23 de centimetri, astfel încât să mă pot încadra în tot acest perimetru. Eu am aici 10 metri și un pic lungime pe rând și ca să pot să introduc toate ghivecele la distanță perfect egală și să-mi intre 15 pe rând, distanța dintre ghivece, am calculat-o, trebuie să fie de 23 de centimetri. Am finalizat de săpat cele 15 găuri pentru cele 15 ghivece de plastic. Așa arată fiecare dintre găuri. Pe rândul acesta a mers mult mai bine decât pe rândul acela, întrucât aici nu am găsit nicio rădăcină. Pe rândul acela am găsit foarte multe rădăcini de la acel cireș. Și ca idee, aici am făcut un șanț mai lung pentru 3 ghivece. Și avem așa, înălțimea exactă a ghiveciului este de 31 de centimetri, iar eu am făcut gropile până la aproape 40 de centimetri. Motivația este următoarea. Eu voi pune pe fundul fiecarei găuri, voi pune un strat de pietriș
astfel încât în momentul în care este foarte multă apă să se poată drena și să nu se înfunde aceste găuri de la ghivece. Și de asemenea, în partea de jos aici la ghivece, când voi începe plantarea a finilor, voi pune un strat de câțiva centimetri de pietriș, la fel ca apa să poată să se scurgă fără să se înfunde aceste găuri. Am finalizat tot procesul de pregătire a terenului, în sensul în care la baza fiecărei găuri am pus suficient pietriș, astfel încât toate ghivecele să fie perfect aliniate pe înălțime, și de asemenea, vedeți, am trasat din nou această sfoară din cele două puncte de aici și din capătul celălalt și am aliniat toate ghivecele astfel încât să mă asigur că sunt toate perfect pe rând. Și am ajuns la cea mai interesantă parte, anume plantarea propriu-zisă. Însă înainte de a începe plantarea, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre materialul săditor. În primul rând, am aici trei soiuri, Duke, Blue Crop și Legacy. Mi-au fost recomandate de către cei de la Negoberry Plants din Buzău, de la ei am materialul săditor. Și mi-au recomandat aceste soiuri întrucât au o perioadă mai mare de producție, adică primul este Duke, după aia este Blue Crop și ultimul este Legacy, astfel că voi avea o perioadă de fructificare mult mai mare. Așa cum puteți vedea, materialul săditor arată foarte bine, vine în ghivece din acestea de plastic și plantuțele au 2 ani. În ceea ce privește turba în care voi face plantarea, este o turbă acidă, este o turbă roșie cu un pH de 3,5-4,5 și țineți cont de acest aspect că afinii au nevoie de un sol acid, astfel că turba trebuie să fie acidă, deci nu puteți să faceți plantare cu orice tip de turbă sau cu orice tip de pământ. Eu am luat de la Dedeman, este o turbă de la Bioflor, este un brand românesc din câte văd și sacul este de 50 de litri. Hai să începem. Aici am o găletușă de 5 litri cu pietriș. V-am spus mai devreme că pe fundul ghivecelor voi pune doar pietriș, nu pietriș amestecat cu nisip, așa încât să se dreneze foarte bine apa. Și acum voi pune turba. Nu știu dacă este cea mai bună turbă, dacă este cea mai minunată dintre toate care sunt pe piață, însă am găsit-o la un preț bun. A fost, dacă nu mă înșel, undeva 21,5, ceva de genul ăsta, sacul de 50 de litri. Și având în vedere că în total am pus aici, am folosit 30 de saci, vă dați seama, faceți o socoteală cam cât a costat numai turba. Și acum pun turbă în ghiveci, scot plantuța din ghiveci și având în vedere că ea deja a intrat în vegetație, eu am luat de mai mult timp materialul săditor, însă nu am avut timp și am ținut plantuțele o bună parte din timp în magazie și câteva zile afară pentru aclimatizare.
Și acum nu mai, n-o să mai rup această parte cu, de turbă cu rădăcină, pentru că plântuța este deja intrată în vegetație și dacă eu acum încep să deranjez rădăcinile superficiale și să rup turba de aici, este foarte probabil că voi afecta planta și este riscul să moară. Pun plântuța pe poziție. O să mai fie nevoie de turbă. Și nu pun planta până la nivelul de sus al ghiveciului, pentru că la fel nu voi pune nici turbă până la nivelul de sus și voi mai lăsa undeva la aproximativ 4-5 cm pentru a face mulcire ulterior. Am pus planta pe poziție și acum pun turbă de jur împrejur plântuței. Și fac aici un mic vulcan în jurul plantei. Nu astup foarte mult baza, însă pun de turbă și deasupra aici în zona tulpinițelor ca să fie stabilă. Vedeți, la fiecare ghiveci folosesc aproximativ un sac din acesta de turbă. Sacul are 50 de litri, ghiveciul are 42 de litri, dar în momentul în care eu mă apuc acum și tasez turba, ea este destul de pufoasă aici în sac și se mai comprimă. Așez frumușel aici. Și continui cu toate celelalte plante și organizarea este în felul următor. Pe rândul acela 10 plante am soiul Duke, în capăt pe primul rând și pe al doilea rând am câte 5 plante din Blue Crop, iar pe rândul acesta, aici în partea din față, vor fi 10 Legacy. Haideți să vă arăt mai de aproape cu o altă plantuță. Vedeți, baza gropii este cu pietriș. Aici este ghiveciul de 42 de litri, găletușa cu pietriș, împrăștii bine, acesta este sacul de turbă, pun mai întâi un strat consistent ca să stea plântuța bine la nivelul dorit. Așa arată plântuța. O scot din ghiveci. Așa arată și la bază turba cu rădăcinile. O așez pe poziție în centrul ghiveciului. Și continui să adaug turbă până aproximativ la acest nivel al ghiveciului și tasez cu mâinile bine de jur împrejur și vedeți, totodată împingând în margini așez și fac din nou forma rotundă a ghiveciului, întrucât el este destul de flexibil. Tasez bine și plântuța și mai adaug un strat de turbă. Și bineînțeles, după
ce voi termina plantarea, voi uda toate plantele cu apă din belșug, cu apă de ploaie, astfel încât să ajungă până la stratul de pietriș. Să le fie de bine! Așa arată mica mea plantație de afini. După ce am finalizat plantarea tuturor plântuțelor pe care le-am avut pe acest rând și după ce am astupat toate ghivecele cu pământ, țineți minte, aici era dita mai murmanul de pământ și l-am împrăștiat bine, am aranjat în jurul ghivecelor, astfel încât să stea bine. La fel, priviți cât de bine aliniate sunt toate plântuțele, atât pe rândul acela, cât și pe rândul acesta. Și chiar dacă toată lucrarea a fost destul de complicată și costurile sunt destul de mari pentru înființarea unei mici plantații, cum am eu aici, de 30 de plante, mi-am dorit foarte tare să am și eu afin la mine în grădină și sper că le va fi bine noua lor căsuță, se vor simți bine aici și anul viitor vom putea să mâncăm și noi pe săturate fructe de la aceste plântuțe. Acum, în ceea ce privește îngroparea ghivecelor, sunt sigur că unii dintre voi mă veți întreba, ok, dar care e poanta? De ce ai ales varianta cu îngroparea ghivecelor? Pentru că multe plantații au ghivecele la suprafață. Răspunsul este simplu. În momentul în care eu îngrop acest ghiveci în pământ, turba din interior se va usca mult, mult mai greu. De ce? Pentru că, practic, toată zona aceasta va face corp comun. Dacă ar sta la suprafață acest ghiveci, el va avea nevoie de foarte multă apă, pentru că pe timpul zilei, mai ales în zilele acelea toride de vară, când sunt temperaturi extreme, atunci va trebui să consum foarte, foarte multă apă ca să pot să mențin turba udă. Ori așa, fiind îngropat acest ghiveci, apa se va evapora destul de greu și în zilele următoare voi monta și un sistem de irigare prin picurare la afinii mei și la fel, acum că am finalizat această lucrare, am terminat și cu păpădiile în curte, pot în sfârșit să montez și eu folia de mulcire, folia agrotextil de la Agropataki și atunci totul va fi superb în această zonă a grădinii. Murii din zona aceea arată foarte bine, rândul de zmeură polonez arată și el foarte bine, rândul de Glen Ample, uitați-l cât de frumos este, arată și el bine, afinii deocamdată se prezintă foarte, foarte frumos. La fel, coacăzele roșii sunt și ele foarte, foarte frumoase, le-am rărit, uitați în partea aceea este o grămadă de crengi, le-am rărit foarte, foarte drastic. Acolo va mai trebui să curăț un pic de păpădii și de buruieni în rândul acela de zmeură del Niva. Și, în sfârșit, toată această zonă a grădinii mele va arăta superb, superb, superb peste câteva săptămâni. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-au fost de folos anumite informații. Vă salut și vă transmit toate cele bune!